Avem, în afară de asta, și un laborator de dezvoltare care se cheamă Managing Labs, la care am adunat cele mai interesante și puternice laboratoare de dezvoltare de proiect din Europa, începând cu cel de la Cannes. Va veni Georges Goldenstern de la Cine Fondation de la Cannes și va vorbi despre Cine Fondation, despre l'atelier, despre posibilitatea de a dezvolta ca tânăr cineast un proiect cu niște advisori care să fie din mediul ăsta, din mediul francofon. Dacă te duci la cinema, la acest program, cunoști o grămadă de producători, o grămadă de distribuitori, de finanțatori. Vine cineva de la Torino Film Lab, ăla e un loc în care, dacă reușești să fii admis, primești până și un incentiv la sfârșitul acestui program de training de 50.000 de euro. Deci, deocamdată, noi oferim informație. Oferim informație prin aceste patru laboratoare și încercăm să punem bazele formării unui laborator de development de felul ăsta în colaborare între Film de Cannes și aceste patru laboratoare pe care le invităm acest an la București.